Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău continuă operațiunea de dărâmare a garajelor. Mănăstirea Cașin, discuții pe tema taxelor și impozitelor locale. Accident grav la Cleja, doi tineri loviți pe trecerea de pieton. În prima lună a lui 2023, băcăuanii sunt așteptați la Muzeul de Științele Naturii Bacău cu un exponat interesant. Este vorba de Dimetrodon grandis. Sunt Sorin Roșu și astăzi vă prezint exponatul lunii ianuarie. Îl avem aici în spate, Dimetrodon grandis. Este o reptilă din grupul sinapsidelor non-mamifere. Cu toate că îl vedem între foarte mulți dinozauri aici și se face de multe ori și confuzia că este un dinozaur, de fapt este o reptilă care a trăit cu mult înaintea dinozaurilor. El a dispărut cu aproximativ 40 de milioane de ani înainte să apară primul dinozaur. A trăit în Permianul Timpuriu, acum aproximativ 270-276 de milioane de ani. Mai este de cunoscut datorită velei, din cauza asta face parte dintr-un alt grup de animale, a pelicosaurilor sau a reptilor cu velă. Această vele se presupune că avea un rol în reglarea temperaturii corpului acestor tipuri de animale. Dimetrodon, denumirea genului, vine de la faptul că avea mai multe două tipuri de dinți de altfel. În partea de fața gurii avea niște dinți mai mari și în partea de spate a gurii avea dinți mai mici. Două măsuri de dinți înseamnă în limba greacă Dimetrodon. Cu siguranță, cei care vor trece pragul Muzeului de Științele Naturii se vor putea bucura să descopere sau, de ce nu, să redescopere celelalte unități ale Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, respectiv vivariul și observatorul astronomic Victor Anestin. Veste bună anunțată chiar de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină pe rețelele de socializare. Îndrăgita soprană Ozana Barabancea revine la Onești. De altfel, aceasta a fost în 2022 cu un minunat spectacol de teatru în luna mai, Cum să pierzi totul într-o zi, ale cărui bilete s-au epuizat rapid, dar și cu un recital de muzică și poezie, sugestiv intitulat Tu ești artă și iubire, în care a fost alături de fica sa Gloria, desfășurat pe 10 iulie. Luni 16 ianuarie 2023, de la ora 18. Vă invităm în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023 la un recital de muzică și poezie românească dedicat zilelor culturii naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea. Concertul va avea loc în sala Cinema Capitol. Intrarea este gratuită pe bază de invitații, maxim două persoane. Acestea se pot ridica de la caseria Cinema Capitol începând de vineri 6 ianuarie ora 13. A mai transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Continuă operațiunea de dărâmare a garajelor din Bacău. Într-o postare pe o rețea de socializare, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, îi informa pe urmăritorii săi că acțiunea de dărâmare a garajelor din Bacău a ajuns pe strada Gării. Ce au găsit în urma operațiunii de demolare a acestor garaje se vede clar în imagini. Munți de moluz, recipiente din sticlă de la diferite băuturi, dar și foarte multă mizerie. Mulți au salutat decizia primarului Bacăului și l-au invitat să ajungă și la ei pe stradă. Thank you.
Un accident grav a avut loc miercuri 11 ianuarie la Cleja, când doi tineri au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni. Tânăra ar fi fost dusă de urgență la spital. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, subcomisar de poliție Păduraru Cătălina. DN285, în interiorul localității Valea Mică, comuna Cleja, un conducător auto de 33 de ani din județul Brăila nu ar fi acordat prioritate de trecere a doi pietoni de 18 și 19 ani care se angajaseră în traversarea drumului pe trecerea de pietoni prevăzută cu indicator și marcaj. Din impact a rezultat rănirea gravă a fetei de 18 ani și rănirea ușoară a băiatului. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În ultima ședință din 2022, aleșii locali ai orașului Dărmănești, la inițiativa primarului orașului Dărmănești, Toma Constantin, au supus atenției legislativului local două proiecte de hotărâre ce se referă la majorarea cu 500% conform codului fiscal pentru terenuri și clădiri neîngrijite. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren parc în suprafață de 2150,03 m² situat în strada Chimiei, orașul Dărmănești, numărul cadastral 62672, ca urmare a construirii, a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Este vorba de parcul de la rafinărie, domnul primar, dacă da, codul fiscal permite autorităților publice locale, conform articolul 489 alineatul 5.8 și articolul 168 din HG1/2016 permite consiliilor locale majorarea cu până la 500% a impozitelor pentru terenuri și clădiri care nu sunt îngrijite. În istoricul primăriei Dărmănești și în 2022 și în 2021 am constatat că sunt anumite categorii de persoane fizice care nu înțeleg că trebuie să-și facă curățenie și să-și îngrijească proprietățile pe care le au și ca atare sunt generate aceste proiecte de hotărâre de Consiliu care duc la majorarea impozitului cu până la 500%. Este un prim caz, proprietatea situată în strada Chimiei numărul 132 cu numărul cadastral 62672 care de mai mulți ani constatăm că este neîngrijită și dă un aspect necorespunzător zonei. Am avut solicitări din partea cetățenilor riverani de mai multe ori să luăm măsuri cu acest proprietar. A primit și amenzi și așa mai departe. Parcurge și această etapă pe care codul fiscal ne o pune la dispoziție de majorare cu 500%. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abținem, dacă nu, în unanimitate s-a votat, domnul. Da. Proiect numărul 12 după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobilul clădire și imobilul teren în suprafață de 2485 de metri pătrați, situat în strada Muncii numărul 3, orașul Dărmănești, ca urmare a constatării stării tehnice de teren și de clădire neîngrijită. Este un proiect similar cu cel anterior. Este o proprietate formată din imobil teren și imobil clădire, situată în strada Muncii, la câțiva pași de sediul primăriei, proprietate privată, neîngrijită, aspect deplorabil, zonă cu, eu știu, posibile contaminări și așa mai departe. Și aici am avut nenumărate discuții cu proprietarii. Din păcate, n-am reușit să îi convingem să-și curățe proprietatea, să-și îngrijească, să-și refacă gardul de împrejmuire acolo, să-și refacă clădirea. Și ca atare, după ce am aplicat și amenzi, venim și cu această propunere de majorare cu 500% a impozitului. Da, dacă sunt întrebări la acest subiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă, în unanimitate s-a votat.
Tragedie pentru o familie din Bogdănești. Fiica de 16 ani a fost găsită carbonizată. Dosar penal pentru ucidere din culpă. La data de 9 ianuarie, în jurul orei 6:30, o minoră de 16 ani din comuna Bogdănești a fost găsită de membrii familiei parțial carbonizată în grădina locuinței. Cadavrul minorei a fost transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării autopsiei. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, cercetările fiind continuate în cadrul unui dosar sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Tânăra elevă de 16 ani din comuna Bogdănești avea postări extrem de triste pe rețelele de socializare. Inclusiv desenele postate de aceasta arătau asta. Tânăra adolescentă găsită parțial carbonizată în grădina casei ar fi plănuit de mult acest gest. Aceasta ar fi postat câteva desene cu fond muzical în care lăsa să se înțeleagă că vrea să dispară. A avut zile. A fost salvat dintr-o fântână după ce un trecător i-a auzit strigătele de ajutor. Este cazul unui bărbat din Dragomireș, care a fost salvat luni seară dintr-o fântână adâncă de 5 metri. A căzut în fântână în timp ce încerca să repare un hidrofor. Din fericire, un trecător i-a auzit strigătele bărbatului căzut în fântână și a cerut ajutor la 112. A fost scos de pompieri din fântână, dar a refuzat transportul la spital. În jurul orei 17:45, pompierii au fost înștiințați de fapt că un bărbat a căzut într-o fântână cu apă, aproximativ de 0,5 metri, situat în localitatea Unghi din comuna Dragomirești. Apelul la 112 a fost efectuat de un bărbat ce trecea prin zonă și a auzit strigătele de ajutor ale victimei. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri și SAJ Piatra Neamț. Cu ajutorul echipamentelor și procedeelor specifice, pompierii au scos din fântână cu adâncime de 5 metri și un diametru de 0,5 un bărbat în vârstă de 66 de ani. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, dar a refuzat transportul la spital, a declarat locotenent Irina Popa, ISU Neamț. Marți, 10 ianuarie, un eveniment rutier s-a petrecut în municipiul Onești la intersecția bulevardului Oituz cu strada Sfinții Apostoli la intrarea în satul Catolic, când o mașină a poliției a lovit o femeie. Marți seară, la ora 19:20, o autospecială de poliție aflată în serviciul de patrulare pe raza municipiului Onești a acroșat o femeie de 46 de ani care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni. Din impact a rezultat rănirea ușoară a pietonului, care a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ne-a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru. Bacău. Un șofer a accidentat pe trecerea de pietoni o femeie. Pe 10 ianuarie, polițiștii biroului rutier Bacău au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 49 de ani din localitate, bănuit de comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. La data de 9 ianuarie, în jurul orei 20, un conducător auto de 49 de ani din Bacău, în timp ce conducea un autoturist pe strada Milcov din Bacău, ajungând la trecerea pentru pieton semnalizată prin marcaj și indicator rutier, ar fi surprins și accidentat o femeie de 56 de ani care se angajase regulamentar la traversarea străzii pe marcajul pietonal. Pietonul a fost transportat la spital pentru investigații medicale de specialitate. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Rezultatul cu aparatul etilometru în urma testării bărbatului a indicat valoarea de 1,00 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate măsuri biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Bacău. Miercuri, 11 ianuarie, un tir s-a răsturnat și doi bărbați au fost răniți în urma accidentului rutier din Ghereiești, județul Neamț. Acesta s-a produs pe DN2E85, supranumit și drumul morții. În această dimineață, la ora 6:48, pompierii au fost înștiințați de producerea unui accident rutier pe E85 în comuna Ghereiești. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri și SAJ Roman. În evenimentul rutier au fost implicate un tir și un autoturism în care se aflau 3
persoane. Până la sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele implicate s-au autoevacuat. Doi bărbați de 28 și 46 de ani, ocupanți ai autoturismului, au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajele Smurt și Saj, ulterior fiind transportați la CPO Roman. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma evenimentului rutier, a declarat locotenent Irina Popaisu Neamț. În ședința din luna decembrie a lui 2022, aleșii locali ai comunei Mănăstirea Cașin, la inițiativa primarului comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, au supus discuției un proiect de hotărâre ce se referă la taxele și impozitele locale. Mai multe detalii în minutele următoare. Eu aș fi problemă cu propunerea consiliului local ca pentru anul 2023 să nu se mai nicio fel de taxe și impozit local pentru anul 2023. Aș pentru cetățenii comunii Mănăstirea Cașin să aduc și ei. Noi ne supunem unui cod fiscal. Am înțeles. Ne supunem, aia este lege. Deci aia nu discutăm. Deci indexarea conform ratei inflației este cu totul altceva decât indexarea taxelor. Dacă vă aduceți aminte, în anul trecut, în afară de rata inflației, foarte multe primării au mai pus un plus 10%, lucru care la noi n-a fost niciodată. Hai să fim serioși. Deci la noi chiar am mers doar pe rata inflației. Acum 2 ani era vorba de 10%. 10% era rata inflației și atunci. Nu, nu era rata inflației. Era o diferență pe care nu se tasează cu 2 ani în urmă. Vreau să spun că și în 2019 și 2020, chiar tot administrativ este din 2019, deci primăria Mănăstirea Cașin a lăsat impozite și taxe locale la nivelul anului 2018. Și n-a mai comentat nimic și nici prefectura nu a comentat referitor la votarea Consiliului Local. Păi o părerea mea, pentru că este și un... Da, e... Cetățenii sunt niște de ajutat. Dacă vă uitați afară, asta e tot ajutor. Am înțeles. Tot ce vedeți afară e tot ajutor. Și tot de la satul român. Și ajutoarele astea pe care le dau, tot de pe aici se dau. De aici, de la noi, din găleata mare pe care o avem noi. Nu din altă parte. Că noi dacă nu strângem jos, statul de unde să dea mai. Da? Deci, practic, ăștia sunt bani. Și dacă noi nu strângem măcar aceste taxe pe care le avem, de unde să faci altceva? Dar noi nu indexăm, încă o dată. Noi nu majorăm, indexăm. Impozitul fiscal, gândiți-vă că dacă vine controlul anul și ne ia la rând de unde mai strângi banii, că n-am indexat la momentul ăla. Cum mai dispui omului de afară că, de fapt, noi aici ne-am întâlnit la Consiliul Local și ne-am gândit noi așa peste noapte să nu aplicăm legea. Și vine controlul și spune, dar ce faceți aici? Vă jucați la Mănăstirea Cașin? Pentru că asta chiar nu te joci. E codul fiscal. Nu facem așa. Și urma unui control, dacă va veni, se va aduna și acești 5,1 plus că va fi inflația anul viitor și atunci omul va resimți mult mai mult dacă va veni o majorare de 10-15%. Dar v-ați uitat un pic pe taxe? Hai să ne uităm. Nu am uitat și nici am în față, anul trecut, și am și anul ăsta, că de-aia m-am așteptat la aceste discuții și ca să nu creăm animozități între noi, am venit cu ceea ce am pus anul trecut și ceea ce avem anul ăsta. Și hai să luăm un pic. Da. Impozite și taxe locale. Aici ne ducem. Și am și anul trecut. Da. Deci ne uităm aici, la taxele pe teren. Începem de la zona D. Când noi suntem pe ceșul de pe aici. 378 a fost anul trecut. 397. Pe hectar. Pe hectar. Nu discutăm de cine are hectare la noi în Mănăstire. Gândiți-vă, cine are hectare? Da? Păi, da, asta zic. Cine are hectare? Deci astea sunt taxele pe hectar. La ce? Era 568, e 597.
Pe hectar. Ne ducem la teren cu construcții. Teren cu construcții. A fost 24 și 25. 25 de lei. Un leu a crescut oamenii. Nu vorbim de niște sume. Ne ducem la teren arabil, da? A fost 45 și 47. Astea sunt majorările alea. Pe care le vedeți așa mare. 2 lei. Vorbim de 2 lei. Se vede că acolo ne-am reducut 2% și ca și m-am pus 2 cu 10%. 10%. Uitați-vă un pic în jur când admirăm pe alții că fac treabă. Să ne gândim și din ce venituri fac treabă. Au mărit cu 10% ei, au fără indexează. Au mărit cu indexele, am luat 2% și plus 10%. Plus 10%? Pe toate comune? Da. 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 Cum am zis? Am trecut. Da, tot la zone. Nu zone. Nu, că zone se va fi hartiere. Bun, ce vedeți aici, anul trecut, au indexat cu indexele care era 3%, plus 10%. Din punctul meu de vedere, nu e nicio bucurie să mărească. Dar n-am spus nimic, eu vreau să vă arăt că dumneavoastră puteți să stați cu fruntea sus în fața fiecărui cetățean, că nu există majorare. Este o indexare care suntem obligați de lege. Deci asta vreau să vă fac să înțelegeți. Nu aveți niciun motiv să aveți o problemă cu cetățeanul nostru. Suntem obligați de lege ce facem astăzi. Nu majorăm taxe. Când vom pune în afară de indexare 5% și mai punem un 5 sau un 10, ăla-i majorat. Da. Ăla-i majorat. Deci v-am citit. Mai citesc? Un leu, 2 lei. Vă vreți? Nu? Asta sunt. Ce-ați lege? Uitați-vă aici. Un leu? Da? Un leu? Domnul Roșu. Da, domnul Roșu. Pentru anul 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabile persoane fizice și juridice se indexează cu 5,1% față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloace de transport, taxe pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc în două rate egale până la datele de 31 martie 2022 și 30 septembrie 2022 inclusiv. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2023. La articolul 3. Pentru neachitarea la termen de scadență de către contribuabil a obligațiilor de plată datorate bugetului local al Comunii Mănăstirea Cașințe, datorează după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creațiile bugetare locale, pentru plata cu anticipații până la 31 martie 2023 a impozitului pe clădiri, teren și asupra mijloacelor de transport datorate pe întregul an de către persoanele fizice și persoanele juridice se acordă o bonificație de 10%, pentru mașinile ibrid, impozitul anual va fi redus cu 100%, prezenta hotărârii intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 12 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 2 grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie ce ușor se transformă în chiciură pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 2 grade Celsius. Vineri 13 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, iar pe după amiază cerul se mai limpezește și apare soarele. Maxima zilei urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 1 grad Celsius.
acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.